Echipa de handbal Steaua București a susținut vineri seara primul amical din această vară. În sala sporturilor Concordia din Chiajna, formația pregătită de către Sandu Iacob a dispus de CSM Făgăraș, scor 32 la 26. Chiar dacă a fost un simplu test, jucătorii roși albaștri au arătat multă determinare, ambiție și dorință de victorie. După o primă repriză mai puțin reușită, încheiată cu scorul de 14 la 12 pentru oaspeți, la reluare, Steaua a legat mai bine jocul, multe dintre combinațiile de atac s-au finalizat cu gol, iar portarea a închis culoarele în dese momente. Astfel, Steaua se impune cu 32 la 26, iar Sandu Iacob debutează cu un succes în Ghencea. Noi suntem focuțați în perioada aceasta pe anumite sarcini de joc pe care le avem stabilite de la bun început și încercăm să uh, punem probleme adversarului indiferent de uh, adversarul pe care îl întâlnim. Uh, cred că suntem... Uh, Țin în cont că am avut doar câteva antrenamente în care am putut stabili niște detalii în faza de apărare, suntem în regulă. Dar uh, posibilitățile băieților ăstora sunt mult mai mari și nu rămâne decât să ne pregătim pentru a fi și mai buni. Cele mai multe goluri pentru Steaua au fost reușite de către Umet 6 și Grbovici 5. Următorul joc test al Stelei va avea loc sâmbătă 3 august, tot cu CSM Făgăraș, iar pe 10 august elevii lui Sandu Iacob se vor duela cu CSM Călăraș. Ambele partide vor avea loc în sala sportului Concordia din Chiașna.